Cele două grupuri, fiecare îmbrăcată într-un costum aparținând unei zone speciale sufletului nostru și dragi sufletului nostru, reprezintă motive pentru care tot ce facem și noi și părinții și să depunem tot efortul. Ne aflăm astăzi aici la Cernăuți pentru a da mesaje de prietenie, de susținere, de frăție, pentru a fi sigur că putem să ne vedem, să ne întâlnim fără opreliști și pentru a spune tuturor că identitatea românească este mai presus de orice. Ea creează poduri de nedistrus și de neoprit și că merită să facem tot ce facem pentru asta. Astăzi vom mai avea, după ce am fost la Casa Rom-Pumul, vom mai avea două evenimente care au rezonanță în ceea ce privește păstrarea identității noastre, după care târziu ne vom întâlni cu asociațiile românești, cu care vom stabili, poate, calendarul și direcțiile de urmat în ceea ce privește sprijinirea comunității românești de aici. Nu în ultimul rând, vreau să vă rog să încurajați și să folosiți limba română. Sunt impresionat de frumusețea limbii române pe care am auzit-o astăzi aici. Sunt impresionat de dorința copiilor și, nu în ultimul rând, a părinților de a contribui la păstrarea tradițiilor noastre și îmi doresc ca proiectele pe care noi le susținem, iar colegii care m-au însoțit de la departament, vor sprijini și vor supraveghea implementarea lor în termenii pe care i-am discutat cu beneficiarii. Cred că aceste proiecte, pe lângă sufletul pe care fiecare român îl pune în păstrarea identității, să contribuie și ele la ceea ce ne propune. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc tuturor mult succes! Mulțumesc foarte mult! Doar considerația noastră și vă asigurăm că toate proiectele care vor fi implementate de centru sau care vor fi selectate pentru finanțare, centrul le va implementa cu foarte mare grijă și... Încă ceva, îmi pare rău că am uitat să spun în timpul intervenției mele, dar vreau să fac fotografii care astăzi această expoziție și să-i rog ca și pe viitor frumusețele României, iar promovarea acestor frumuseți să se bucure de încurajarea lor. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în continuare. Mulțumim. Cu drag nou.